Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și, ca de obicei, pe pagina de Facebook Europa FM. Invitatul ediției de astăzi este consultantul fiscal Dan Schwartz. Bun venit în Piața Victoriei! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Coaliția se confruntă cu disensiuni majore pe tema modificărilor la codul fiscal. Ar trebui, ca în decurs de o săptămână, să anunțe eventualele modificări pentru ca noul cod să intre în vigoare la 1 ianuarie anul viitor. Se vorbește aici de taxare suplimentară a marilor companii cu o taxă de solidaritate pe cifra de afaceri, impozitarea unor salarii mari la bugetari, deduceri pentru cei care câștigă sub 4.500 de lei brut. PSD-ul tot insistă că România trebuie să impoziteze capitalul, nu munca. PNL-ul a respins deocamdată propunerile, spunând că nu vrea să afecteze mediul de afaceri. Și controversa momentului, poate mai încinsă decât toate celelalte, este plafonarea prețului la carburanți. PSD somează literalmente guvernul să reducă aceste prețuri. Întrebarea este, domnule Schwartz, ca să începem de aici, cum ar funcționa această plafonare? Sau e cea mai bună variantă, după dumneavoastră? Deci, plafonarea făcută pur și simplu, în principiu, nu are cum să afecteze în mod semnificativ prețul la carburanți, pentru că, fără reducerea componentei fiscale din prețul carburanților, plafonarea înseamnă o diminuare a profiturilor comercianților. În momentul în care nu mai este rentabil să vinzi un produs, este absolut firească reacția comercianților de a limita livrările în această zonă. Prin urmare, chiar dacă putem asista la o scădere de preț, s-ar putea să asistăm la o scădere de ofertă. Și este o situație economic imposibilă când oferta scăzută nu poate genera prețuri mărite, pentru că ele sunt plafonate, ceea ce înseamnă că ceea ce vom avea, probabil, vor fi cozi la stațiile de benzină. Este foarte probabil să se întâmple lucrul acesta. Dacă se reduce componenta fiscală însă, iar cota de profit a comercianților rămâne la un nivel rezonabil, atunci s-ar putea ca efectul pe care îl dorim cu toții, de diminuare a costurilor carburanților, să se producă. De asta spun că simplu anunț, plafonăm prețurile la carburanți nu are substanță economică, este doar o declarație politică. Economic trebuie să știm exact unde și cum se va produce această plafonare. Bun, acum vorbeați de un profit rezonabil. Ce e un profit rezonabil pentru companiile din domeniul ăsta? Pentru că ele spun statul ia o bună parte din ceea ce... 40%, așa e. Da, exact. Profit rezonabil înseamnă un profit care să permită investițiile. Întotdeauna când se discută despre profit, politicienii îl prezintă profitul ca fiind un element de exploatare. Asta e o reminiscență din perioada comunistă și din teoria marxistă economică. Profitul nu este un element de exploatare. Profitul nu se duce în buzunarele lacome ale capitaliștilor. Profitul este folosit pentru dezvoltare. Profitul este folosit pentru investiții, în primul rând. Sunt companii care alocă sume relativ mici și procente relativ mici din profiturile lor pentru dividende. Restul fiind folosit pentru dezvoltare, fie pentru investiții, fie pentru asigurarea unui capital de lucru de care orice business are nevoie. Deci atunci când micșorăm profiturile companiilor, micșorăm șansa lor de a dezvolta, șansa lor de a produce creștere economică. Atunci când impozităm prea mult profiturile, se transferă fondurile, resursele de la mediul privat la stat. Iar statul ce face cu acești bani? Nimeni nu știe. Pentru că nu vedem în jurul nostru investiții, nu vedem în jurul nostru creștere a nivelului serviciilor sociale pe care statul ar trebui să le presteze către contribuabili. Vedem, în schimb, creșteri semnificative ale salariilor bugetarilor, ale salariilor parlamentarilor și așa mai departe. O să discutăm și despre asta ceva mai târziu în emisiune, dar probabil că oamenii nu vor înțelege ce fel de cercetare sau inovare sau dezvoltare îi trebuie unei companii care distribuie carburanți. Să facă bine să-și îngusteze profitul, să plece cu mai puțin bani acasă, că pe noi nu ne interesează cercetare-dezvoltare, ne interesează să ne dea aceeași benzină pe care ne-o dă de ani de zile, dar mai ieftin. Și să închidă și câteva stații de livrare, pentru că nu se mai susține economic. Asta spuneam mai devreme, dacă nu există bani pentru investiții, nu există bani pentru dezvoltarea activității, aceasta se va restrânge. Când am spus că se va restrânge oferta de carburant, m-am gândit la posibilitatea ca unele stații să aibă fie programe reduse de lucru, fie chiar să fie închise, ceea ce va face ca populația, pentru că benzina, motorina sunt produse cu un nivel de elasticitate foarte scăzut, ceea ce înseamnă că creșterile de preț la ele nu influențează în mod semnificativ cererea pentru produsele respective. Ne uităm în jurul nostru, de când a crescut prețul la benzină, s-a ajuns de la 6 lei la 9 lei, traficul în București n-a scăzut. Aglomerația în București este aceeași, ceea ce înseamnă că oamenii, chiar dacă benzina este mai scumpă, o caută și o consumă. Aici e o discuție, pentru că există critici ai acestui fenomen și ai ideii de plafonare, care spun dacă populația ar consuma mai puțin, ar pune presiune pe vânzători ca ei să coboare prețul. Dar nu se poate. Nu se poate, pentru că populația se comportă în mod natural, economic, așa cum se comportă. Nu se comportă așa cum îi se dau directive să se... Dar nu toată lumea are nevoie esențială de a circula cu mașina, în afară de transportatori, în afară de cei care pentru care e realmente un imperativ, poate că sunt mulți care ar putea să circule și altfel. Și aici e întrebarea dacă nu cumva sunt potențați vânzătorii și de apetitul ăsta al consumatorului pentru a face orice drum pe bază de mașină, deci de carburant. Deci cu siguranță atunci când cererea se menține la un nivel ridicat, indiferent de nivelul prețurilor, tentația comercianților va fi ca să mărească aceste prețuri, pentru că au șanse mai mari de a obține profituri. De aici vor profita nu numai comercianții, va profita și statul, pentru că cu cât e prețul mai mare, cu atât statul colectează mai mulți bani la buget. Deci profitul ăsta se împarte, liniștit, între comercianți și stat. Prin urmare, nu numai comercianții trebuie să-și reducă profitul, nu numai populația trebuie să-și reducă consumul, mai trebuie și statul să renunțe la ceva din ce obține din vânzarea carburanților. Dar întrebarea mea este, dacă renunță, ce facem cu bugetul? Că nu avem de ce să-l finanțăm. Deci este, în concluzie, o idee bună să plafonăm prețurile la benzină fără să ne gândim cum o facem și fără să o facem într-un mod inteligent. Păi, care ar fi variantele, ca să recapitulăm? Variantele ar fi fie statul să renunțe la acciză sau la o parte din ea, să renunțe la o parte din TVA, sau pur și simplu comercianții să-și îngusteze marja de profit. Deci, sau o combinație a tuturor acestora, plus comunicare din partea guvernului în sensul educării populației de a-și reduce consumurile de carburant și de a-și rezolva problemele de transport, folosind transportul comun sau folosind, bicicleta și chiar mersul pe jos. Optimizând pur și simplu drumurile cu mașina, sunt familii care au și două autoturisme, de pildă, și fiecare circulă separat. Este normal și asta nu denotă decât un nivel relativ crescut de dezvoltare pe care România a reușit să-l atingă. Numai că, revin, dacă reduci prețurile la carburanți, coloron tronc, nu te gândești la posibilități alternative de transport. Rețeaua de transport public românească, bucureșteană și nu numai, este printre cele mai prost dotate și organizate, nu numai din Europa, din lume. Încă oamenii evită transportul în comun. Singurul mijloc de transport care este căutat, cel puțin în București, este metroul, care, de bine de rău, funcționează. Dar tramvaiele, dacă uitați-vă la ele, mai au puțin și se prăbușesc, se dezmembrează. Autobuzele sunt tot așa vechi, sunt poluante, sunt rare, sunt în număr mic. Sunt și ele blocate în trafic, blocate, ca toată lumea. Dar și ele consumă combustibil. Da. Și ele consumă combustibil și poluează și așa mai departe. Deci nu putem rezolva o situație complexă printr-o măsură simplă, la prima vedere, și radicală. După părerea dumneavoastră, o combinație din cele trei enunțate mai sus ar fi optimă? Combinație, dacă se încearcă lucrul acesta, deci dacă nu este lăsată piața să-și facă datoria și să echilibreze raportul cerere-ofertă și să dorește intervenția statului în acest raport, atunci cel puțin intervenția ar trebui să fie mai puțin invazivă, mai puțin dură și nu unilaterală. Nu mă interesează propaganda populistă de genul capitaliștii sunt laconi sau de genul populația este inconștientă și nu știe ce face, consumă dorulelii și ajută încurajează poluarea și așa mai departe și încurajează creșterea prețurilor, bineînțeles. Trebuie gândit și mai mult și vorbit mai puțin. Deci dacă s-ar încerca o echilibrare pentru, spuneați mai devreme, de reducerea TVA-ului și a accizelor, acciza este o sumă fixă, TVA-ul este o cotă fixă, dar se aplică la întregul preț. Ideea este că pentru a face aceste lucruri este nevoie de acordul Comisiei Europene, pentru că cele două taxe sunt taxe armonizate. Nu putem să facem ce vrem, și trebuie să facem ce putem. O cotă, de exemplu, redusă la carburanți se poate propune Comisiei și se poate solicita acordul. Dacă mai avem loc să facem așa ceva în momentul de față. Eu cred că putem să o facem, dar asta necesită iarăși timp. Poate se va lua o decizie la nivel european ca cotele de TVA la combustibil pe termen scurt să fie reduse, să fie acceptate ca să poată fi reduse. Dar pentru asta este nevoie de discuții la nivelul Comisiei Europene. Deci guvernul trebuie să facă ceva mai mult decât să dea declarații, iar partidele politice trebuie să facă ceva mai mult decât să fie combative în discuțiile publice. Trebuie să acționeze. Și trebuie să acționeze inteligent, trebuie să acționeze rațional. Din păcate, eu nu văd astfel de acțiuni în jurul meu, cel puțin în ultima vreme. Apropo de echilibratul pieței, apetitul consumatorilor și așa mai departe și de discursuri populiste, bineînțeles, ce am văzut e că se tot insistă pe ideea că e o înțelegere între comercianți și că ea nu poate fi probată din cauză că avem un Consiliu al Concurenței care e foarte greu. Avem Consiliul Concurenței, dar același PSD spune rapoartele, anchetele Consiliului Concurenței durează între 3 și 5 ani. Nu ne folosește la nimic. Ar trebui să ne resemnăm cu ideea că e o instituție ineficientă după mintea lor. În subordinea cui se află Consiliul Concurenței? Cine finanțează Consiliul Concurenței? Cine supraveghează Consiliul Concurenței? Cine îi verifică activitatea? Toate acestea sunt sarcini ale guvernului. PSD, ca partid politic, face parte din guvern. Nu este în opoziție. Da, pare foarte ușor să spui nu funcționează instituția asta, singura soluție e plafonarea, mai ales că are și un iz din ăsta populist și triumfalist. Iată ce am obținut pentru voi, o scădere a prețurilor, nu? Orice plafonare de genul acesta scoate economia românească din zona ei de piață și o îndreaptă în zona dirigistă a economiei planificate. Eu vreau să vă întreb altceva. Dacă, dincolo de faptul că se poate proba sau nu, sau se poate proba într-un termen mai lung sau mai scurt, avem motive să credem că profită de situație comercianții și se înțeleg? Nu acuzăm pe nimeni. Ca mecanism de piață, vă întreb. E o perioadă în care să putem suspecta că se fac astfel de înțelegeri sau ele sunt mai degrabă, nu știu, după ochi, văzând că există cerere, văzând că toată lumea face la fel, facem și noi? Atâta vreme cât nu s-a demonstrat nimic din acest punct de vedere, din punctul meu de vedere, corect este să credităm comercianții și să nu-i acuzăm de ceva ce nu suntem siguri că se produce. Avem dovezi, avem elemente, atunci trebuie să acționăm imediat, nu prin declarații, ci prin presiunea asupra lor și prin aplicarea legii, pentru că avem o lege care funcționează în acest sens. Amenziile care se pot da sunt foarte mari și ele sunt atât de mari tocmai pentru a descuraja înțelegerile de tip monopol între comercianți. Prin comercianți înțelegând și producători, distribuitori, absolut tot. Stau și mă întreb, Dan Schwartz, în ce măsură, dacă s-ar face plafonarea asta, nu o să se deschidă o întreagă cutie a Pandorei pentru alte industrii, de pildă. PSD-ul a mai cochetat și cu ideea plafonării alimentelor, tocmai din cauza războiului de lângă noi, a problemelor și așa mai departe. În ce măsură ar putea și alte sectoare să fie afectate de ideea asta? Deci asta spuneam mai devreme, că orice plafonare de preț, orice încercare de a interveni în mecanismele pieței îndepărtează economia românească de statutul ei de economie de piață funcțională și o îndreaptă în zona planificată, dirigistă, pe care s-ar părea că PSD-ul o cunoaște foarte bine, pentru că are amintiri din vremea când România era o economie închisă. Pe de altă parte, PSD plus PNL, care are și premierul de altfel, au dat această ordonanță anti-speculă. O ordonanță privind sau împotriva practicilor speculative, care vorbește acolo pentru anumite situații de urgență sau necesitate sau război, în orice caz situații stabilite de guvern, la fel de prețuri nejustificate, de lucruri de genul ăsta, care mie mi se par relative. Cum stabilești un preț, că e justificat sau nu într-o economie de piață, cum îl poți controla? La ce va duce chestia asta? Deci abia o astfel de abordare va duce la speculă. Pentru că o astfel de abordare care împiedică comercianții să-și structureze prețurile în funcție de nevoile lor și de interesele lor economice, îi va îndepărta de zona legală a business-ului. Nu trebuie să uităm că România a avut ani de zile în care evaziunea fiscală era sport național. Și acum evaziunea fiscală este o problemă majoră pentru România, dar nivelul ei nu mai este la nivelul anilor 90, când nimic nu se făcea pe hârtie, totul se făcea pe înțelegere și totul se făcea informal și pe sub masă. Deci riscul de a trimite zone întregi ale economiei în subteran este foarte mare. În plus, nu există motive de a specula, în ghilimele, înseamnă a profita de o anumită situație. Nu trebuie să vedem numai aspectul peiorativ al termenului a specula. Se fac speculații bursiere, se fac speculații chiar în discuții filozofice și așa mai departe. Ele fac parte din viața noastră, din viața economică și au rolul lor în a echilibra raporturile, relațiile economice. Nu se pune problema unei astfel de atitudini, unei astfel de abordări, după părerea mea, în cazul României, pentru că România nu se află într-o astfel de stare excepțională, nu se află în război, nu se află în cataclisme, în inundații catastrofale și așa mai departe. România este una dintre țările europene cu ritmul cel mai ridicat de creștere. Prin urmare, să vii cu așa ceva nu înseamnă decât să încerci să obții, după părerea mea, să obții voturi și să te prefaci că ai rezolvat o problemă. Asta nu este o rezolvare a unei probleme. Nu rezolvi astfel de problemele economice, prin măsuri restrictive și punitive. Rezolvi problemele economice prin înțelegerea lor și prin abordarea lor într-un context economic. Altă chestiune spinoasă care stă în fața coaliției și care ar ține de o modificare a codului fiscal, aceasta așa zisă taxă de solidaritate aplicată pe cifra de afacere a marilor companii, cele cu peste 100 de milioane de euro. Sunt vreo 300 și ceva de astfel de companii, înțelegem, în România, iar taxa asta, se numește contribuție la sănătate și educație pe care ar plăti aceste companii. Fondurile s-ar duce spre aceste domenii. Cât de bună sau de toxică e ideea? În primul rând, mi se pare ridicolă. În al doilea rând, nu văd niciun motiv pentru a supraimpozita performanța. Deci, cu cât ești mai bun, cu cât obții profituri mai mari, cu cât activitatea ta este mai eficientă, cu atât statul simte nevoia să te penalizeze. Revin la ce spuneam mai devreme. Orice suprataxări, orice supraprelevări de sume din profiturile companiilor le limitează capacitatea lor de a crea, de a investi, de a inova. Pe termen lung duce la scăderea ritmului de creștere economică a unei țări. Este iarăși o măsură cu iz socialist-populist, care vine și spune marii profitori ai economiei trebuie să trimită banii ăștia acolo unde vrem noi, adică la educație și învățământ. Eu vă garantez că dacă se întâmplă asta, nu va ajunge niciun ban nici la educație, nici la învățământ. Cel mult va ajunge la pensiile parlamentarilor. Bun, acum întrebarea e iarăși dacă aceste companii, probabil, va zice lumea, își permit pentru că sunt companii multinaționale, pentru că au de unde și pentru că s-a inoculat această idee că ele, de fapt, își optimizează foarte mult activitatea și că exportă aceste profituri. Și de aici și ideea de a aplica taxa direct pe cifra de afaceri, ca să nu poți să mai scazi diverse cheltuieli și să-ți îngustezi formal acest profit, nu? Nu credeți că dacă această taxă va fi transformată într-o taxă legală, aceste companii, despre care chiar dumneavoastră a spus acum, că au capacitatea de a-și optimiza fiscal activitatea și o vor optimiza în așa măsură sau de așa manieră, încât să nu mai obțină profiturile suplimentare pe care le speră guvernul, nu vor face tot posibilul ca aceste profituri să fie transferate sau obținute în zone, în țări care nu aplică o astfel de taxă, care a mai fost încercată în Franța, cu efecte negative. O practică cei din Ungaria, dar știm bine care este... Dar văd că Ungaria a ajuns modelul nostru în multe privințe, acum și cu taxa de solidaritate, exact, și cu ideea plafonării la carburanți și până și cu educația sexuală în școli și așa mai departe, da. Ungaria are o formă de guvernământ în momentul de față care este foarte tentantă pentru politicieni. Populismul restrictiv. Deci ei asta fac. Și încearcă prin orice măsură să-și păstreze pozițiile politice și să, în același timp, să câștige voturile populației. De asta este tentantă pentru orice politician care nu crede cu adevărat în democrația liberală. Dar stați puțin, că ați zis mai devreme că aceste companii își vor găsi alte formule sau vor încerca să lucreze pe alte piețe. Și aici iar ne-am lovit de o abordare pe care am auzit-o chiar și de la unii politicieni, enunțată cu subiect și predicat: câinele nu pleacă de la măcelărie. România e foarte tentantă pentru aceste companii, vor înghiți această gălușcă, dar vor rămâne aici pentru că au multe alte avantaje. Este aceeași mentalitate, după părerea mea, de tip Toma Limoș. Adică noi luăm cât putem, că avem de unde. Luăm de unde se poate. Nu luăm de unde trebuie. Luăm de unde se poate. Doi, această judecată e o judecată greșită. Uitați-vă la Rusia. Ce se întâmplă cu marile companii care pleacă din Rusia și care au renunțat acolo la profituri și la afaceri mult mai mari decât afacerile pe care și profiturile pe care le obțin din România. Și au renunțat numai din motive de moralitate. Și, în același timp, și din motive care țin de imaginea lor, care, dacă va fi afectată de rămânerea în Rusia, s-ar putea să le pericliteze activitatea la nivel global. Deci au închis în Rusia și au plecat. Da, tot aici de moralitate s-a dus activitatea din Rusia pe €1. Doar pentru a nu suferi prejudiciile de imagine. Cred că deci, tot teza moralității. Câinele pleacă de la măcelărie dacă carnea care se află în măcelărie începe să prindă iz. Nu mai este proaspătă. Nu mai are ce să facă cu ea. Ziceam că tot teza moralității e invocată și aici, că aceste companii se știu cu musca pe căciulă pentru că pleacă cu acești bani prin optimizarea asta de care vorbeam și că, de fapt, n-ar avea motive să întindă coarda foarte mult. L-auzeam pe șeful PSD, dar l-auzeam și pe șeful ANAF, spunând că există companii de talie foarte mare în România care ajung să plătească 0,8% impozit, mai puțin ca o micro-întreprindere. Explicați-ne dacă asta e doar o inexactitate, ca să nu zic minciună, sau dacă realmente prin optimizări se poate ajunge la situația asta. Și dacă da, de ce statul nu intervine în alt fel? Deci se poate ajunge la o cotă efectivă de impozitare foarte scăzută, acolo unde companiile au făcut investiții foarte mari și au amortizări foarte mari pe care trebuie să le includă în costuri. Și atâta vreme cât ceea ce fac este legal, nu este problema companiilor, este problema statului. Dacă voi considerați că aceste companii obțin în mod ilegal profiturile, le transferă ilegal în afara României, de ce nu le penalizați? Legea vă permite. Codul de procedură fiscală este clar. Codul fiscal este foarte clar la rândul lui, din punctele sunt neclare din alte puncte de vedere, dar din punctul ăsta de vedere ele sunt foarte clare. De ce nu le aplicați? De ce nu le controlați? Și șeful ANAF să se plângă de asta când el este cel care trebuie să controleze aceste companii. Dacă are aceste informații, pentru că le are, vede că există o cotă reală de impozitare, o rată reală de impozitare efectivă, foarte scăzută. Nu e normal să te duci acolo în control și să vezi ce fac ăștia, este legal sau nu este legal. Iar dacă nu este legal, aplică legea. Dar dacă este legal, ce poți să le faci? N-ai ce să le faci. Nu-ți convine? Schimbă legea. Dar intrăm într-o altă zonă și intrăm tot într-o zonă care ține de populism și ține de discuțiile care au loc acum între cele două componente ale Guvernului României, care de fapt conține în el atât opoziția cât și puterea. Pentru că da, bun observat. Exact, felul în care discută este exact acesta. Se ajunge la varianta vehiculată de o anumită zonă a politicului românesc de renunțare la cota unică și de revenire la impozitarea progresivă. Ea fiind prezentată drept salvarea României. Toate țările din Europa au impozitare progresivă. Nu e adevărat. Nu toate țările din Europa au impozitare progresivă. România este o țară care, la nivelul ei de dezvoltare și la nivelul de structură pe care îl are în economie, are nevoie de cotă unică și va mai avea nevoie de cotă unică încă o lungă perioadă de timp, după părerea mea. Mai e cotă unică, domnule Schwartz, că asta e obiecția pe care o aduc mereu cei de la PSD, cel puțin, că are atâtea excepții încât am ajuns la un sistem de bule papale, spunea Ciolacu, cine vrea primește o scutire. Ar trebui să ne uităm și cine primește aceste scutiri și care sunt legăturile celor care primesc aceste scutiri cu mediul politic. Pentru a înțelege că cei care generează aceste bule papale nu sunt cei din mediul de afaceri, sunt politicienii. Pe de altă parte, nu neg faptul că de la cota unică există foarte multe excepții, dar atunci când cota unică a fost introdusă, ea a fost unică. Excepțiile au apărut de-a lungul timpului, tocmai datorită influenței pe care anumite companii au avut-o asupra mediului politic și tocmai datorită activității intense de lobby, chiar că nu avem o lege a lobby-ului în România, dar activitatea de lobby există, indiferent de reglementarea ei sau nu, a dus la aceste excepții, care nu sunt puține, e corect, nu sunt puține aceste excepții. Aceste excepții sunt în defavoarea atât a economiei românești, în defavoarea chiar a cetățenilor, în defavoarea bugetului de stat. Pentru că eu personal nu sunt pentru facilități fiscale acordate în stânga și în dreapta după bunul plac al unuia sau altuia. Și, din păcate, asta se întâmplă. Avem scutiri de impozite în construcții, avem scutiri de impozite în IT, avem impozite diferite pe diverse categorii de venituri, impozitare diferită între persoane fizice, companii, deci persoane juridice, persoane fizice autorizate și așa mai departe. Nu există, și lucrurile astea însă s-au dezvoltat în timp. Cota unică a fost trecută în derizoriu tot de politicienii care acum vin și spun, ia uite unde am ajuns. Normal că am ajuns aici când voi aș genera lucrul ăsta. În încleștarea asta va avea câștig de cauză oare PNL-ul, pentru că totuși ține foarte mult la subiectul ăsta și probabil ar face alte concesii, cum vedem plafonarea asta a prețului la carburanți sau impozitarea progresivă, măcar a bugetarilor care câștigă peste o anumită sumă, că s-a vorbit și despre asta. Deci, cu siguranță, nu știu cine va avea câștig de cauză, dar cu siguranță impozitarea și supraimpozitarea, în primul rând, a mediului de afaceri este o eroare în momentul de față. În mijlocul unei crize este, cel puțin teoretic, greșit să schimbi regulile jocului, să schimbi regulile impozitării. Pentru că împiedici companiile, împiedici exact pe cei care produc valoare să-și facă planuri pe termen mediu și lung. Pentru că taxele și impozitele reprezintă un element de cost foarte important pentru oricine face business și oricine face business știe lucrul acesta. Dacă nu poți să-ți previzionezi costurile, dacă nu poți să-ți estimezi costurile, șansa ta de a fi competitiv în piața internă și internațională scad. Ne mirăm că nu facem export. Ne mirăm că avem deficite de cont curent și așa mai departe. Normal că avem în condițiile astea, în condițiile în care nu reușim să creăm o economie performantă. Nu poți să creezi o economie performantă atunci când o impozitezi haotic. Taxele și impozitele au rolul lor. Nu poate să funcționeze o țară fără taxe și impozite. Este absolut normal, este un lucru bine știut și cunoscut. Numai că aceste taxe și impozite trebuie și ele stabilite în funcție de anumite principii pe care, din păcate, guvernanții noștri nu cred că le-au cunoscut vreodată sau dacă au auzit despre ele, nu le-au înțeles substanța. Pot fi reduse taxele pentru cei care câștigă sub 4.500 de lei brut? Populism. Este același populism ca și supraimpozitarea companiilor supraperformante. Deci vin din aceea zonă, dar la polul opus. Nu scutirea de impozit este soluția. Pentru că scutirea de impozit automat încalcă principiul neutralității fiscale, care spune că toți contribuabilii trebuie să fie supuși aceluiași tratament fiscal. Deci, atunci când există o categorie de persoane privilegiate, automat acestea vor profita și vor profita mai mult decât le permite legea de ceea ce au primit și nu vor da nimic în schimb. N-am auzit pe nimeni, se vorbește despre supraimpozitarea salariilor foarte mari, dar n-am auzit pe nimeni despre o restructurare a sistemului guvernamental, a aparatului guvernamental. Am ajuns să avem în sectorul bugetar mai mulți angajați decât în sectorul public, cu salarii mai mari decât în sectorul privat. Deci, îmi cer scuze, în sectorul bugetar avem mai mulți angajați cu salarii mai mari decât în sectorul privat. E și asta o temă foarte importantă pe agenda noastră, pentru că pe agenda lor nu pare să fie, pentru că noi știm că îngheață angajările la stat de la 1 iulie s-au făcut o grămadă în perioada asta, în ultima lună și jumătate, dar chiar și fără astea, numărul salariaților din aparatul de stat e foarte mare și nu vorbim neapărat aici de nu știu, poliție, profesori, medici și așa mai departe. Noi avem în continuare o mare necunoscută care se numește aparatul administrativ, administrația. Nu știm dacă toată lumea de acolo e utilă, mai e utilă în acest moment. Păi, deci ar trebui să câștige atât. Dacă judecăm prin comparație, România are cel mai stufos aparat birocratic administrativ din Europa. Raportată la populația activă. Deci, dacă suntem aici, mie mi-este foarte clar că este foarte probabil ca foarte mulți dintre aceștia să fie nepoți, fini, cumnați, frați, surori și așa mai departe, care au fost aduși acolo pentru că este un loc care permite o viață relativ bună, cu muncă relativ puțină, cu avantaje relativ mari. Am avut situații concrete, chiar în companie, de oameni care au plecat în sectorul public, motivând simplu. Îmi place aici unde sunt, mă simt foarte bine, dar uite ce ofertă am primit. Salariul mai mare cu 50%, timpul de lucru mai mic cu 30%, prin asta înțelegând sărbători, zile libere și așa mai departe, tichete de vacanță și multe alte avantaje. Păi, de ce să stau? Mă duc acolo. Da, întrebarea e dacă într-adevăr tot aparatul ăsta se justifică la dimensiunile astea. Ar trebui să știm, ar trebui să facem un audit, nu? Primul care ar trebui să știe asta exact ar fi guvernul. Pentru că guvernul este cel care trebuie să administreze resursele statului. Am mai auzit, sar puțin de la una la alta, dar în același context, o propunere venită la nivel parlamentar, cred de data aceasta, că trebuie încurajată prezența femeilor în viața politică și în viața parlamentară. Foarte corect. Iar ca măsură, care credeți că a fost propunerea? Să crească alocările de fonduri pentru femei. Pentru femeile politiciane. Ce înseamnă să crească alocările de fonduri? Să le crească salariile, să le crească salariile, dacă e vorba de parlamentari, angajaților în birourile parlamentare locale? Nu înțeleg. Deci primul lucru la care s-au gândit a fost o creștere de venituri pentru parlamentari, indiferent că sunt bărbați sau femei. Deci o creștere de venituri pentru parlamentari. Noi vorbim... Asta apare mecanismul reflexiv. Ăsta este mecanismul la îndemână. Pentru că atunci când cineva dispune de resurse, știți cum se spune, cine lucrează cu miere nu se poate să nu se lingă pe degete. Asta se întâmplă. Când ei dispun de resurse și le direcționează așa cum vor. Nu este corect. Și nu este eficient. Iar pe termen mediu și lung, nu fac, o astfel de atitudine este dăunătoare pentru România. Vom vedea cum arată noul cod fiscal, frământări mari zilele astea, cum spuneam. Mulțumesc foarte mult. Aș prefera să n-am un nou cod fiscal, aș prefera să l-am tot pe cel vechi, dar vedem. Nu depinde de mine. Dan Schwartz, consultant fiscal, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Pe curând. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.